Mă abat pe la chei cu gând să trim popăza, că ți-aveam grăzavă ciudă pe dânsa. Nu numai decât pentru pupat, cum zicea mama, ci pentru că mă sculam toate zilele cu noaptea în cap din pricina ei. Și cum ajung în dreptul teiului, pun de mâncare jos în cărare pe muchea dealului, mă sui încetișor în teiul care te adormea de mirosul floarei, bag mâna în scorbură, unde știam, și norocul meu, găbuiesc popăza pe ou și zic plin de mulțumire. Da, și Aliță, cât i-ai căptușă eu, îi mai pupată și pe dracu de-amu. Și când aproape se scot popăza afară, nu știu cum se face. Când mă spari de creasta aici rotată cu pienii, că și nu mai văzut să-mi pupăză până atunci și îi dau iar drumul în scorbură. Și cum stam eu și mă chiteam în capul meu că șerpe cu pienii nu poate să fie, după cum auzisem din la oameni că se află prin scorburi, câteodată și șerpi, unde nu mă îmbărbătez în sânem și iar bag în mâna și scot pupăza pe ce-a fi. Dar ea sărmana se vede că se mistuise de frica mea prin cotuloanele scorburi undeva, că și n-a mai dat de dânsa nicăieri, parcă intrasă în pământ. Măi, anapă de-a lucru și ăsta! Zic eu și-o dat scoțând căciula din cap și rutufrind-o în gura scorburi. Apoi mă dau jos, caut o lespede potrivită, mă sui cu dânsa iar în tei, îmi iau căciula și în locul ei pun lespedea cu gând ca ieși, ia popăza de undeva până mă întoarce eu din țară. După aceea mă dau iar jos și pornesc răbinicul de mâncare la lingurare. Și oricât o-i fi mers eu de tare, vremea trecusă la mijloc, doar cât am umblat horhăin, cine știe pe unde, și cât am bușbuit și mocoșit prin tei să prind pupăza. Și lingurarilor nici mai rămâne cuvânt, li se lungiseră urechile de foame așteptând. Și apoi vorba aceea, țiganul când e foame cântă și boierul se plimbă cu mâinile înapoi, iar țăranul nostru își arde luleaua și mocnește întrânsul. Așa și ligurarii noștri cântau, acum întrățit pe ogor și azând la coada sapii, cu ochii păinjăniți de-a uitat să vadă nu le vine mâncare din cotrova. Când, pe la prăzul cel mare, nu mă ia câtă măsri eu de după un dâm cu mâncarea slăită, veneam, nu veneam, auzindu-i lălăind așa de cu chef. Atunci au și tăbărât bolaurii pe mine și cât pe ce să mă înghită. De nu era o chirandă mai tânără între dânsii să-mi ție ei parte. Aoleu, mă, aoleu, ogoiți-vă! Ce tălăcăniți, băiatul! Cu toate să o aveți ce aveți, iar nu cu dânsul! Aoleu, mă, hai ogoiți-vă, mă, lăsați pe ea! Atunci lingurarii, nemaiputându-și mintea cu mine, s-au așternut pe mâncare, tăcând molcom. Și scăpând eu cu obraz curat, îmi iau traista cu blidele, pornesc sprisat, mă bat iar pe la tei, mă sui întrânsul, pun urechea la gura scorburii și aud ceva zbătându-se înăuntru. Atunci eu, lespedea cu îngrijire, bag mâna și scoat păpăza vlăguită de-a tazbuiu, iar oul, când am vrut să-l iau, erau toate numai o chisăliță. După asta vin acasă, lec păpăza de pișor cu oanță și o ascund. O ascund de mama. O ascund să nu o vadă. Vreo două zile în pod prin cele putii hârbuite. Și una, două la păpăză. Nu știau cei din casă și tot cau prin pod așa dens. Însă a doua zi, după asta, ia ca și mătușa Măriu ca lui Moș Andrei. Vine la noi cu o falcă în cer și una în pământ. Și să ia la șoandări cu mama din pricina mea. Mai auzit ai dumneata cum nată una ca asta? E, deși, ascultă aici, să furi Ion păpăza care ne trezăști dis dimineață la lucru de atâția ani? Nică mi-au făcut așa ceva cu tatăl. Dar păi cum nată? Grozav era de tulburată și numai nu-i venea să lăcrimeze când spunea acestea. Și acum văd eu că avea mare dreptate mătușa, căci pupăza era cea sorii satului. Însă mama sărmană nu știa de asta nici cu spatele. Dar și spui cum nată? Apoi? Da. Că l-a șușit din bătaie când aș afla că el o prins pupăza să o chinuiască. Păi... De-amu bine când mi-ai spus. Las pe mine, că-ți-l iau eu la depănat. Da, nici nu te mai îndoie despre asta cum nată, smarandă. Că-și dezbunțuită este dumitale, nimica nu scapă. Ei, cum nată? Și mai atâta. Mi-a spus mie și ni l-a văzut că Ion a luat-o. Gâtul îmi pun la mijloc. Ei. Eu fiind ascuns în cameră,
cum aud unele ca aceste inchimă să-i împot, uful pupăza de unde era, să-i cu dânsa pe substraș în acasă și mă duc de-a dreptul în târgul vitilor să o vând, căci era tocmai lunea într-o zi de târg. Și cum ajung în iar mă rog, în șep am împărtat țanțoși printre oameni de colo-colo. Hai la ouă, proaspite! Ia cașă sumane, Ținem pupăza în mână, că doar și eu eram o leagă de fișor de negustor. Un moșneag nebun, cu o vițâcă de funii, n-are și lucra. Băi, băieți, măi, e vină în coace, măi. Da, și... Băi, băieți, măi, dar de vânzare găinuș așa, hei? De vânzare, moșule! De vânzare așa, hei? Măi, săi, cât îi șeri tu pe dânsa, hei? Ei, păi, cât crezi și dumneata că faci? Da? Da, bine, ia dă un coaș la moșul să-l drămăluiască, hă? Ia ca na, Și cum i-o dau în mână javra dracului să faci o căuta de eu, îi dezleagă atunci frumușalața de la picior, apoi mi-o arunc în sus zicând. Ia ca poznă, ca scăpat. Moșule, dar și crezi că-ți bagi joc de mine? Ia ca na, îmi bagi joc de tine. Și gândești dumneata, moșule, te joci cu marfa omului? Dacă nu ți-o poți de cumpăra la și ei da drumul, că nu scap nici cu giunca asta de mine. Înțulesul meu, nu-ți pară lucru de șagă. Măi, băieții, măi, știi că ești... Și mă băgam în ochii moșneagului și făceam un tărăboi de să sfânsesc în lumea ca la comedii împrejurul nostru. Da, iar Maroc nu era? Ia ziceți, băi, oameni buni, ziceți în pace, măi, măi, băieții, măi, dar știi că ești amarnic la viață? Dar ce te-ai luat, bre? Dar și te bizui tu, de te îndărjaște așa, măi, nepoate, măi. Dar cumva îi poftiți să-mi iei ghițăca pentru un cuc armenesc, hă? Hai, băiete, dar pe semne că te mănâncă spinarea, măi, după cum văd eu. Și acum știu la scarmanat. Stai, că-ți fac și un topor. Am puină că-mi scap de mâna mea, drăgoși. Dă pașii băietului, moșule, că-i fișorul lui Ștefana Petrei, gospodar de la noi din sat. Ce ți-ai găsit beleaua cu dânsul pentru asta, așa? Așa-i, tu știi! Dar păi și fii sănătos, dumnealui, om bun! Dar păi chichești, dumneata, că nu ne cunoaștem noi cu Ștefana Petri? Dar stai, chiar mai adineauri le-am văzut umblând pe-n târg cu cotul sub soare. Da, după cumpăra sumarii, cum e negustoria. Trebuie să și pe aici, undeva, prin vreo dugheană, la băuta al dămașul. Apoi ghile că știu acu' ești, mai țăcă, mai... Stai o leacă să duc eu la tatăl tău, păi! El te-a trimis cu potul de vânzare să-ți spăși iar, mă rog! Ia pune-ți mâna pe ala, oameni! Toate ca toatele, dar când am auzit, eu de tata, văi de mine, pe loc mi s-o muiet gura. Apoi în ședășet m-am furișat printre oameni și unde-am crăit-o la foc spre omulești, uitându-mă înapoi să văd, nu mă ajunge moșneagul, că și mi-era acum scăpare de dânsul, drept să vă spun. Vorba și ea, lasă-l, măi, l-aș lăsa eu, dar vezi că nu mă lasă el acum. Tocmai așa pățăsem și eu. Mai eram încă bucuros că am scăpat numai cu atât. Bine ar fi să o pot scoate la capăt. Măcar așa cu mama și cu mătușa Măriuca, gândeam eu, bătându-mi se inima ca într-un iepuri de frică și osteneală. Și când ajung acasă, aflu că tata și mama erau duși în târg și frații îmi spun cu spaimă că-i poznă cu mătușa lui Moș Andrei. O sculat mai tot satul în picioare din pricina pupuzei din tei. Zice că i-am luat-o noi și pe mama a pus-o în mare supărare cu asta. Știi că și mătușa Măriuca e una din cele care scoate mahmurul din om. Nu-i o femeie dințeles ca mătușa Anghelița lui Moș Chiriac. S-a mântuit vorba și cum îmi spuneau ei îngrijiți numai ce-și auzim cântând în tei. Soare mea Catrina, zici atunci cum era. Ia uzi, bădiță, Doamne, cum sunt unii de năpăstuiesc omul chiar pe sfânta dreptate. E mai așa, surioare? Dar știi voi câte a pătimit țireaca din prijina mea și eu din prijina ei? Ia-ți plânge de mine.
Zahei însă ne lăsase vorbit și se cam dusese în târg după mama să-i spui bucurie, bucurie despre pupăzi. Ei, și a doua zi, marți, taman în ziua de lăsatul săcului, de postul Sân Petrului, făcând mama un cuptor zdravă de aliveni și plăcinte cu poale în brâu și părpălind niște pui tineri la frigare. Și apoi tăvălind așa pe nunte, pe la prânzul cel mic, cheamă pe mătușa Măriuca lui Moș Andrei la noi și-i zice cu dragă inimă: Doamne, cum nățucă hăi! Iaca, cum se pot învrăjbi oamenii din nimica toată, luându-se după gurile șele răli. Ia poftim, soră, mai bine să mâncăm ceva din șada Dumnezeu, să cinstim câte un pahar divin în sănătatea gospodarilor noștri și șelii răli să se speli, șelii buni să se aduni, vrajba dintre noi să piară și neghina din ogoare. Și dacă ai sta să faci voi redi toate, zău, ar trebui de la o vreme cam să apuși câmpii. Așa cum nată, dragă, văzut ai dumneata? Dar să mai pui altă dată temei pe vorbele oamenilor, să fie cu iertare, apoi... Apoi începem cu toți a mânca. Și alții ca alții, mă rog, dar eu știu că mi-am pus bine gura la cale să-mi fie pe toată ziua. Și îndată și m-am sculat de la masă, luându-mi rămas bunii la călcăi, fuga la scaldat! Și când sar odată văinișește de pe un mal înalt în șchioalnă, din greșeală, drept cu fața în jos, numai scântei mi s-au făcut înainte ochilor de durere. Și am crezut că mi-a pleznit pântecele, nu altceva. Și după ce am ieșit cu mare greu din apă și m-am pus pe mal țărându-mă cu mâinile de inimă, apoi băieții s-au strâns șiotcă împrejurul meu și m-au înmormântat în năsâp și m-au prohodit cum știau ei și de-abia mi-am venit în sânțâri peste vreun ceas. Și apoi am început a mă scălda în tignă până pe la sfânțătul soarelui, potrivind-o să vin acasă odată cu vacile și spunând mamii că, scăpându-le văcarul din ocol, pe ale noastre, la amiază, eu singur le-am dus la păscut și de aceea m-am întârziat până acum. Și mama creștină bună, crezându-le toate lăptoase, după răbuși, cum îi le spusesem eu cu măgulele, m-a lăudat de vrednicia ce făcusem și mi-a dat și de mâncare. Iar eu, mâncându-l pește, mă făceam smerit și nu mai râdeam în mine, mirându-mă tot atunci de ghibășia mișinilor ce potrivisem, de venea mai să le cred și eu singur pe jumătate. Ei, ia că așa se poate și la omul de multe ori. Când nici n-a gândit, dacă nu știa judeca bine. Însă iar mă întorc și zic, tot pățâtul-i priceput. Într-o zi, pe aproape de sântilii, sunt grămădise ca mai întotdeauna o mulțime de trepi capul mamii. Niște somani se scoată din stativii, alții să-i nividească și să înșeapă aițese din nou. Un teanc de somani croite, mult înalt, până în grindă, așteaptă cu sutul. Pieptănușii în laiță n-avea cine-i ținea de coadă, roata și dea în mijlocul casei și canul retoarsă nu era pentru bătătură și apoi vorba și e. Nu ședea că-ți șede noroc. Țevi de făcut la sucoală, copil de țâță în albii, pe lângă alții vreo 5-6 care așteptau să le faci de mâncare, păi treaba era acolo, nu? Nu încurcală. Și încă se șerea de grabă că-și vinea cu fuga iar marocul de folticeni, care acela este și este și... Mă scoală mama atunci și mai dimineață decât alte bărți și-mi zice cu toată ei. Mică dragul, mamă! Și mamă? Mică dragule, vezi că tatu e dus la coasă că-și se scutură ovăzul și ăla pe jos. Și eu asemenea nu-mi văd capul de trept. Tu mai lasă drumul și stai lângă mămuca de fățep și leagă în copchilul. Că apoi și eu ți-ai luat de la fălticeni o pălăriuță cu tasma. Ia auzi! Și o curălușă de șeli cu chimeriu. Iuhu! Știi, cole, ca pentru tine. Bine, mamă, bine! Dar în gândul meu numai eu știe, toate ca toatele, dar la cusut și sărăduit somani și mai ales la roată, mă întreseam cu fetele cele mari din tors. Și din asta pricină răutășoasa de Măriuca săvucului, care drept să vă spun, nu mi-era urât.
Făcea deseori în ciuda mie și îmi bătea din pumn, poreclindu-mă, eu întorcă-lău, eu întorcă-lău, cum îi zicea unui țigan din vânători. Însă pentru asta tot îmi era dragă și întorceam împreună cu dânsa la umbra lucrului lor, câte o movilă de druji de canură. Din mă săruta mama când îi le arătam țara acasă. Ei, ca așa ne duceam băieții și fetele unii la alții cu lucru, ca să ne luăm de urât, ceea ce la țară se cheamă șezătoare, și să facem mai mult noaptea lucrând fiecare al său. Cum torșeam eu, de-a mai mare dragul pe trecute cu Măriuca, și cum sfârâia fusul roții, așa sfârâia inima minii de dragostea Măriucăi. Martură mi-este Dumnezeu și mi-aduc aminte câteodată noaptea, la o clacă de dezghiocat păpușoi, i-am scos Măriuchii ușoare și din sân, care era să o bagi în boale pe piata copilă, de n-aș fi fost eu acolo. Da, pui vara, vara, zile de sărbătoare, cu fetele pe câmpii, pe colici, și mai ales pe lungile și dombrăvile, cele pline de mândrețe, după culeasă răchițâcă de făcut gălbinele, s-o vârf de umplut flori și apoi dumbravnic și sulcină de pus printre straie. Păi cine umbla? Povestea cânticului. Mamă, Doamne, Baldi, te ieși, mă arunc în tripii mei, iuhu! Ce scurtă vorbă, unde erau trei, eu eram al patrulea. Apoi de când auzeam de legănat copilul, nu știu cum îmi vinea, că-și tocmai pe mine căzuse păcatul să fiu mai mare între frați. Însă ce era să faci când te roagă mamă? Dar în ziua aceea, în care mă ruga să ia, era un senin, un senin piceriu și așa de frumos, de cald afară, câți venea să te scalzi pe uscat ca găinile. Văzând eu o vreme ca asta, am șpalit-o la baltă cu gândul rău asupra mamei, cât îmi era de mamă și de năcăjită. Adevăr spun că-ți Dumnezeu e deasupra. Apoi, de la o vreme, mama, crezând că-s prin livadă undeva, iese afară și începe a striga, de dat duhul din trânsa. Ioane! 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 Mă, Ioane, măi! Și Ion, pace, apoi văzând de-a că nu dau răspuns nicăieri, lasă tate în pământ și se ia după mine la baltă, unde știa că mă duc. Și când colo mă vede tolozit cu pielea goală pe biserică, cât mi țin găliganul. Apoi în picioare, țând la urechi câte o lespejoară fierbinte de la soare, cu argint prin trânsâni și aici săream într-un picior, aici în celălalt, aici plecăm capul în dreapta și în stânga, spuind cuvintele. Auraș, păcuraș, scoate apa din urech, că ți-ai dat paralele vechi și ți-ai spălă la capele și ți-ai bate dobele. După aceea zvârlem pietrele pe rând în șteoalna unde mă scaldam. Una pentru Dumnezeu și una pentru dracul. Făcând parte dreaptă la amândoi. Apoi mai asfăleam câteva din cuiam pe dracul în fundul șteoalnei cu bulbuși la gură. Și apoi hușuc și în șteoalnă, de-a fundul, să prind pe dracul din picior. Deci așa ne era obișnuit să facem la scaldat de pe când Adam babarat. După asta mă cufundam de trei ori pe rând pentru Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt și încă o dată pentru Amin. Apoi mă trăgeam încetișor pe o coastă la marginea bălții, cât miții moronul, și mă uitam pe furiș când se joacă apa cu pisiorușile cele mândri ale unor fete ce ghileau pânza din susul meu. Mai frumos lucru nici că se mai poate cred. Ei, toate acestea le privea beata mamă uitată cu mâinile sub soară, cum e omul năcăjit de după un dâmb de prunt aproape de mine. Dar eu nu o vedeam pe dânsă și eram în treabă. În totul lui tot ar fi trecut la mijloc vreo jumătate de șeas cât a zăbovit mama acolo, mai vreo 3-4 de când fugisem de acasă și ar fi trebuit să începe a mi se pune soarele drept în inimă, după cum se zice, căci era trecut de amiază. Însă eu, în starea în care mă aflam și prins de fericire, uitasem că mai trăiesc pe lume. În sfârșit, mama, cât era editare de cap, de la o vreme pierde răbdare și vine titil în vârful deștilor pe la spatele mele. Când mă uitam la fete,
cum vă spun, îmi ia toate hainele, mușel de pe mal și mă lasă cu pielea goală în baltă, zicându-mi cu năduf. Păi veni tu acasă, corop carule, dacă te-o răzi de foame. Băleu! Păi atunci o mafia, nu-i altă vorbă. Ia ca așa. Mamă, mamă, ia ca și de făcut de oane. Fetele de la ghilit care-i văzut săra asta, nu... Nu m-aș dau ghiuntul una altia și chicoteau pe socoteala mea. De răsuna prundul. Iar eu intram în pământ de rușine și cât pe ce să mă înnec de șură și mi-era. Și din dragostea cea mare de mai odinioară îmi venea acum să le strâng de gât, nu altceva. Dar vorba aceea, poți opri vântul, apa și gurile oamenilor. De aceea le-am lăsat și eu pe fete să râdă, până le s-o duc și gura la urechi și pândind vreme pe când șed ele plecate și dau pânza în apă la ghilit, fac țuști! Din baltă și eu la sănătoasa. Și așa fugeam de tare pe prunt, mi săreau pietrele pe care le strâneam cu picioarele cât mini sus. Și fuga, și fuga, și fuga, până, fără să mă uit în urmă, până și dau între hudiți pe drumul care ducea la noi acasă. Dar nu merg pe drum, nu, de rușine să nu întâlnesc vreun om. Și sar în grădina lui Costache și merg tupiliș prin păpușoi, apoi într-o hudiță din uliță în grădina lui Tănasă și iar prin păpușoi și când aproape să ies din grădină, mă sânțesc câinii lui Trăzdea și la mine să mă rupă văleleu ce-i de făcut. Auzisem eu din oameni că dacă vrei să nu te muști de câini și să te lasi în pace, cum îi vezi că s-ar la tine, să te tupinezi jos la pământ și să-i lași să te latre cât le place, fără să te urnești din loc, căci îi bat, cât bat, bat și bat și la o vreme te părăsesc să se duc. Și adevărat este căci așa am scăpat și eu de câinii lui Trăzdea atunci când am dat peste păcat cu ei și cu mine. E, noroc din șer până în pământ că nu m-a prins Belianul și Araminul de Trăzdea, care avea manișul de pe mine de când mă zăpsise în grădina lui la furat mierii domnești și pere sintilești. Of, Doamne, că și m-ar fi snopit în bataie! Și apoi, numai asta mi-ar mai fi trebuit acum, cât eram de pricopsit. În sfârșit, după ce m-au lăsat câinii lui Trăzdea în pași, cum v-am spus, am sărit în răspântenele unui drum, de acolo în grădină la noi, și atunci mi s-a părut că mă aflu în sânul lui Dumnezeu. Și merg eu acum fără păsare prin popușoi până în drept o grăză și mă uit printre gard și văd pe mama săracă cum se dă lume pe trei, când în casă, când afară, și mi-era mai mare mila de dânsa. Dar și de pândicele meu cel stocit de apă încă mi-era milă, vorba ție. Milă mi de tine, dar de mine mi se rupe inima de milă. Ce mi-este? Și nemai putând suferi foamea, încep a mărâi printre gard. Mamucă, iac de măs! Și odată și sar în o gradă, mă înfățoșez dinaintea mamii, așa chipos cum eram. Ia apuc mâna cu sâla, o sărut și zic, și zic scâncind. Mamă, bate, mă ușite, mă spânzură, mă, fă și știi cu mine, nu mai dăm ceva de mâncare, că mor de foame. Vorba aceea, gălătatea înconjură, iar foamea dă de-a dreptul. Ia atunci, mă rog, cum e mama cu bunătate, să uită galeș la mine și zice oftând. Da bine-ți, Șadi, lași cojea, goblizan, să umbli lela pe drumuri în halul acesta și să mă lași tocmai la vremea asta, fără leac de ajutor. Iartă-mă, mamă, iartă-mă. Hai, vine, Boașe, vine, haide, mănâncă. Dar să știi că mi te-ai lehămetit de la inimă, așa să știi. Doar să te porți de acu tare bine și să mai fiu și așa am fost pentru tine. Dar nu știu, zău. Iartă-mă, mamă, iartă-mă. Și scurtă vorbă. Văzând că m-am pus rău cu mama, îi giuruiesc eu că de ce am făcut noi mai face. Apoi umblu tot cu binișorul pe lângă dânsa și nu ies de cuvântul ei afară nici cu fapta, nici cu vorba, că vorba dulce mult aduci. Ei, și apoi la trebis, hărnicuț cât se poate, de ridicam și îmbăturam prin casă ca o fată mare, de nu avea mama grijă, când se ducea ea undeva și într-o zi, o văd că mă sărută și-mi zice cu blândeță. Ia ca Dumnezeu să te înzălească, Ionică, dragul mame, și să-ți dea toate darurile sale și ale bogate.
Dacă te-ai purta cum văd câte porți de bucate de creme coași. Să rămână, mamuca. Atunci eu, piloc, am început a plânge. Și bucuria mea n-a fost proastă. Dragul. Și mai multă măstrare am sămțit în cugetul meu decât oricând. Și de m-ar fi bătut mama cu toate gardurile și de m-ar fi izgonit de la casă ca pe un străin, tot n-aș fi rămas așa de umilit în fața ei ca atunci când m-a luat cu binișorul. Și să nu credeți că nu mi-am ținut cuvântul de joi până mai de-apoi. Pentru că așa am fost eu, răbdător și statornic la vorbă în felul meu. Și nu, mă rog, nu că mă laud, că ce laudai față. Prin somn nu ceream de mâncare. Dacă mă sculam, nu mai așteptam să-mi dea alții. Și când eram de făcut ceva treabă, apoi o cameră ream de pe acasă. Și apoi mai aveam și alte bunuri. Când mă lua cineva cu răul, puțină treabă făcea cu mine. Când mă lua cu binișorul, nici atât. Iar când mă lăsa de capul meu, păseam câte o drăguță de trebușoară ca aceea. Că nici Sfânta Anastasia, izbăvitoare de o travă, nu era în stare a o desface cu tot meșteșugul ei. Povestea aceea, un nebun aruncă o piatră în baltă și zeci cu minți nu o pot scoate. În sfârșit, ce mai atâta vorba pentru nimica toată? Ia, am fost și eu în lumea asta, un boț cu ochi. O bucată de humă sufletită din cunoștință, care nici frumos până la 20 de ani, nici cu minte până la 30 și nici bogat până la 40 nu m-am făcut. Apoi, dar și sărac, așa, ca în anul acesta, ca în anul trecut și ca de când sunt. Apoi, chiar că niciodată n-am fost.